Citește și crește. Mașa și ursul. Nu e ușor să fii copil. Este o zi însorită și toți prietenii au ieșit să se distreze. Ursul se joacă în grădina casei sale un avion cu telecomandă. Între timp, lupii descoperă că pajiștea cu flori de la poalele dealului e plină de fluturi. Își iau plasele și să-i duc să-i prindă. Purcica se pregătește să se răcorească în baltă. Se bucură de apă și de soare, când deodată aude vocea mașei. Ce face bebelușul meu? Gata, băița? O întreabă pe purcică. Sigur nu ți-a fost frig, iubirea mea, adaugă. Purcica dă din cap dezaprobator, dar tocmai atunci strănută. Sărmana! Mașa trebuie să facă ceva, să o transporte de grabă în căruciorul său până la ambulanța lupilor. Nu-ți face griji, copilul meu! Mama o să te facă bine chiar acum! Strigă în timp ce o ia la fugă. Când ajunge la ambulanță, descoperă că lupii nu sunt acasă, așa că trebuie să găsească repede o altă cale de a o ajuta pe purcică să se facă bine. Ia trusa de prim ajutor, dar când o sprijină de cărucior, îi rupe două roți. Din fericire, fetița găsește sub ambulanță o cheie pe care o folosește pentru a-l repara. Păsându-și treaba rezolvată, aruncă apoi cheia prin aer, care se izbește de cricul care susține ambulanța și îl dărâmă. O, nu! Ambulanța începe să o ia la vale! Uf! Poftează când vede vehicolul rostocolindu-se și o ia la fugă după el. Lupii, care aleargă după fluturi, rămân muți de uimire să-și vadă ambulanța mergând de una singură și să dau din calea ei speriați. E pierdută de sub control, până și iepurile, care culege liniștit morcov, trebuie să o ia la fugă. Să nu vă calce! Fugiți! Lupii și iepurile trag o spaimă grozavă. Aleargă cât de repede pot până la casa ursului. Dau năvală înăuntru și trântesc iute ușa. Mașa, copleșită, se izbește de ambulanță. Purcica zboară prin aer și aterizează în brațele ursului. Ce noroc că ursul se află chiar atunci cu avionul său la joacă în grădină. Ursule, ești un erou! Sunteți toți bine? N-are nimeni nevoie de un medic! Spune Mașa, ivindu-se din spatele ambulanței. Ursul o privește pe fetiță cu asprime. Asta mai lipsea! Acum avionul său teleghidat se izbește de capul Mașei, cade pe jos și se fărâmă. Ursul este foarte furios. Jucăria sa este complet distrusă. Bietul de el, neastâmpărata fetiță, a mers prea departe. Și nu doar el e supărat. Iepurile, purcica și lupii sunt și ei. Eu doar vroiam să mă joc de doctorița, spune ștrângărița foarte tristă, ridicând din umeri. Ursul rămâne tăcut și se gândește. Când ești mic, faci fără să vrei multe năzdrăvâni. Lucrurile nu ies întotdeauna bine. Din fericire, purcica n-a pățit nimic. Acum se simte iar bine. Ursul rămâne pe gânduri în timp ce își repară avionul de jucărie, iar Mașa îl privește cu un aer vinovat. Ce
chiar n-a vrut să-l supere. În plus, acum toată lumea țipă la ea. Oare ei nu știu cât de greu e să fii copil? Ursul retrăiește o amintire din copilărie. Într-o zi, când a ieșit la joacă, a văzut un fluture și a început să alerge după el. Apoi a sărit un pom mare plin de mere și s-a hotărât să se cațere în el ca să culeagă câteva. S-a agățat de o creangă și, când mai avea puțin și ajungea la umăr, creanga s-a rupt. Micuțul și-a pierdut echilibrul și a căzut, iar asta a înfuriat pe toată lumea. Sărmanul ursuleț, tare necăjit a fost. Acum, ursul își amintește întâmplarea de parcă s-ar fi petrecut cu o zi în urmă. Adulții se supără pe copii adeseori și astfel ursul înțelege că mașa regretă cu adevărat cele întâmplate și își dă seama că nu voia nicicum să iște atâta zarbă. Cșt! Exclamă ursul și le amintește celorlalte animale că și ele au făcut năzdrăvânii când erau mici. Știi, purcico, îți plăcea să te tăvălești toată ziua prin noroi. Mama te ștergea, dar tu te murdăreai iar și iar. Cât era ziua de lungă. Purcica își amintește bine și începe să o înțeleagă și ea pe Mașa. Iepurile se amuză de povestea purcicăi, dar acum e rândul lui. Ursul îi amintește că obișnuia să fugă de acasă, iar familia lui trebuia să-l caute peste tot. Iepurile știe, așadar, ce înseamnă să fii pedepsit. Toți înțeleg acum ce vrea ursul să spună. Chiar nu e ușor să fii copil și ar fi nedrept să se supere pe micuța lor prietenă. Ursul nu vrea ca Mașa să fie tristă și se hotărăște să-și termine de reparat avionul. Înfluierat vesel, o cheamă pe fetița afară să se joace împreună. Avion cu motor zboară sus până la nori, cântă ea amuzată. Oh, nu! Avionul intră deodată pe fereastra casei și, curând, un zgomot puternic se aude dinăuntru. Mașa a comis-o din nou. Ursul e pe cale să se înfurie din nou, dar deodată se răzgândește. Poate că ar fi mai bine să învețe să folosească telecomanda, pentru ca avionul să nu se mai izbească de alte obiecte. Așadar, ia avionul și îl înalță din nou. O așează pe Mașa pe genunchii lui și arată cum se piloteze de la sol. Ursul este bucuros, la fel și Mașa. Joaca în doi e mult mai frumoasă și mai distractivă. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe cărți interesante. Citește și crește alături de noi!